Statele Unite au anunțat că vor furniza Ucrainei sisteme avansate de lansatoare de rachete, dar cer asigurări că acestea nu vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei. Armele le vor permite ucrainenilor să lovească cu mai multă precizie ținte cheie de pe câmpul de luptă, a scris Joe Biden pentru The New York Times. Aceste echipamente vor face parte dintr-o nouă tranșă mai mare de asistență militară americană pentru Ucraina, de 700 de milioane de dolari în total, indicând că vrea ca Ucraina să fie în poziția mai puternică pe cât posibil în caz de negocieri cu Rusia, președintele american a precizat nu încurajăm Ucraina și nu oferim Ucrainei mișloacele de a lovi în afara granițelor sale. Joe Biden s-a arătat preocupat de la debutul conflictului de faptul să nu furnizeze care potrivit lui să pună Statele Unite în situația de cobeligeranți alături de ucraineni. În articolul din The New York Times, președintele Democrat asigură de altfel în momentul în care armata ucraineană face față unei ofensive ruse extrem de intense în estul Țării, că el nu va pune presiune pe guvernul ucrainean, fie în privat sau public, pentru a face concesii teritoriale. Forțele ruse au drept obiectiv să controleze integral marele bazin minier din Donbass, unde forțele separatiste proruse sprijinite de Moscova au preluat controlul parțial din 2014. Ucrainenii au cerut de ceva vreme mai multe lansatoare de rachete care să le permită să lovească în profunzime pozițiile rusești, în timp ce își plasează bateriile mai departe de front. Congresul american a lansat recent un nou ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru a finanța trimiterea de armament în Ucraina.